Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Andrada Găroc și vă prezint jurnalul Știi TV. Membrii UDMR sunt alături de Antal Arpad, primarul din Sfântul Gheorghe. Punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurilor controlului judiciar pe o durată de 60 de zile în cazul edilului este considerată de președintele Uniunii drept o eroare. În cadrul ședinței CRU, care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, colegii de partid ai primarului și-au arătat solidaritatea față de acesta. Element Hunor, președintele UDMR, a dezbătut și situația primarului din Sfântul Gheorghe. Acesta a declarat că interzicerea îndeplinirii sarcinilor administrative de către Antal Arpad nu este altceva decât o eroare de implementare a legii. De asemenea, președintele Uniunii Maghiare consideră că prin astfel de demersuri poate fi afectată activitatea formațiunii politice, iar pentru a se evita aceste situații, UDMR ar trebui să stabilească o listă a persoanelor care pot înlocui reprezentanții primăriilor în zonele în care populația este majoritar maghiară, astfel încât să se poate asigura continuitate în ceea ce privește apărarea intereselor cetățenilor maghiari. În ceea ce s-a întâmplat la Sfântul Gheorghe, e clar că este o situație extrem de dificilă și extrem de discutabilă, fiindcă nu există nicio acuzație de corupție. Finanțatorul BERD a dat și un comunicat și a spus că după toate verificările lor nu a existat nicio neregularitate, că aici a fost o instituție, Curtea de Conturi, care nu a înțeles procedura, nu a înțeles că într-o astfel de relație procedura și regula este făcută de cel care finanțează proiectul, asta este o altă treabă. Dar eu sunt convins că nu există o vinovăție și domnul Anton Arpad va dovedi nevinovăția. Element Hunor a susținut de la tribuna ședinței că UDMR trebuie să se afirme prin identificarea și soluționarea nedreptăților la care sunt supuși liderii maghiari. Totodată, liderul politic a declarat că astfel de situații au declanșat stări de nesiguranță în ceea ce privește asumarea răspunderilor administrative și că acest lucru trebuie înlăturat prin reorganizarea priorităților UDMR. A fost gălăgie mare astăzi în curtea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Horea al județului Mureș. Ieri, pompierii mureșeni au sărbătorit 83 de ani de la înființarea protecției civile în România. Iar astăzi, ISU Mureș a deschis porțile pentru ca cei curioși să vadă mijloacele de primă intervenție. Aici avem diferite aparate, dintre care este cel mai important, T2M, care analizează gamă foarte largă de substanțe. Avem aparate pe pentru chimic, biologic și nuclear. Eroia zilelor noastre, pompierii mureșeni, au oferit astăzi posibilitatea elevilor, liceenilor și nu numai să descopere mijloacele de intervenție în cazul situațiilor de urgență, cu ocazia zilei porților deschise la ISU Mureș. Micuților le-au fost prezentate informații privind regulile de comportament în cazul situațiilor de urgență, principalele cauze de incendiu și modul de prevenire al acestuia. Am aliniat ca de fiecare dată toată tehnica de intervenție, însă am pus un accent pe tehnica destinată intervenției în cazul unor situații de protecție civilă, cum ar fi autospeciala pirotehnică și autospeciala CBRN. În special, autospeciala CBRN este mai sofisticată și mai de impact pentru vizitator, pentru că avem tot felul de echipamente la care intervenim, de exemplu, dacă avem cazuri de contaminare în masă, avem inclusiv corturi pentru decontaminare. Nerăbdători și curioși, cei care au pășit în curtea pompierilor și-au îndreptat atenția asupra mijloacelor de primă intervenție, prezentate de personalul ISU. Este impresionant, cred că n-a fost ieftin dotarea asta specială. Ce crezi tu că reprezintă un pompier? Ordinea și viața unui om. N-aș avea curaj să merg undeva, să urc sus, undeva sau ceva de cină, că mi-e frică. Crezi că depun multe sacrificii pompierii? Foarte multe sacrificii. Ce te-a impresionat cel mai mult din ce ai văzut până acum? Că cum salvează oamenii, că se străfăcă mult ca să salveze oamenii. Ziua porților deschise a avut loc astăzi și la sediile subunităților din județ, precum Reghin, Sighișoara, Târnăveni și Sărmașu.
Evoluția situației politice din România, comparații ale sistemelor politice și informații de actualitate. Toate acestea se regăsesc în volumul Pe trecerea timpului, jurnal politic românesc 1996-2015, lansat la Târgu Mureș de actualul ambasador al României în Germania, fostul jurnalist Emil Hurezeanu. Fiind o carte care conține istorie nouă și foarte nouă, lucrarea Pe trecerea timpului, jurnal politic românesc 1996-2015, ilustrează evoluția sistemului politic românesc în ultimii 20 de ani. Mi-am propus să compar și să contextualizez, adică ce ni s-a întâmplat nouă în raport cu ce ni s-a întâmplat altora în același timp. Ce ni s-a întâmplat nouă în ultimii 20 de ani în raport cu ce ni s-a mai întâmplat. Eu cred în sistemul acesta de conexiuni între trecut și prezent și pe orizontală între noi, vecinii noștri, ceilalți, fără experiențele astea întretăiate, nu cred că există un adaos de pricepere, de înțelegere a lumii politice în care trăim, de altfel din ce în ce mai complicată, în primul rând în Europa. În cele peste 500 de pagini, autorul a cuprins interviuri susținute de-a lungul timpului de oameni politici și articole publicate în timpul carierei sale de jurnalist. Noi credem de multe ori că suntem izolați, că stăm într-un fel de cocon, ca într-un vierme de mătase și suntem ocupați doar de problemele și de grijile noastre, care sunt și ele considerabile. În realitate, dacă nu ne deschidem și nu înțelegem concomitent ce ni se întâmplă, adică în concomitența întâmplărilor și ale altora și ale noastre mai vechi, nu înțelegem ce ni se întâmplă nici în prezent. Deci acesta este mesajul meu din cartea care face obiectul interesului dumneavoastră și pentru care vă mulțumesc. Această lansare a fost una așteptată, mai ales de personalitățile culturale autohtone, evenimentul fiind sprijinit de Azo Mureș. Este un eveniment care se înscrie în linia evenimentelor pe care dorim să le organizăm în Târgu Mureș și în acest an. Vorba de evenimente culturale sportive. Iată de această dată un eveniment cultural prilejit de prezența excelenței sale, ambasadorul Emil Hurezeanu, la Târgu Mureș. Un eveniment pe care ne bucurăm să vedem că este primit bine de public și ne încântă acest lucru. Cei interesați de științele politice au ocazia, citind această lucrare, să studieze analize ale evoluției europene, un proces destul de precipitat care influențează atât evoluția politică cât și cea socială în România, dar nu numai. La moment aniversar, Traian Dușa a adus în fața publicului Târgu Mureșan o parte din lucrările sale. Fiind născut în 29 februarie, profesorul și scriitorul Dușa împlinește astăzi 80 de ani. La această vârstă, cu zâmbetul pe chip, ne-a mărturisit o parte din trăirile sale așternute pe hârtie. Scriitorul Traian Duș a adus în fața târgumureșenilor una dintre cele mai apreciate lucrări, și anume trilogia Țăran cu cravată. Autorul ne-a spus că ideea scrierii unei trilogii a apărut după împlinirea vârstei de 70 de ani. După o viață dedicată studiului, combinând astfel și pasiunea pentru pictură, Traian Duș și-a dedicat ultimii ani scrisului. Țăran cu cravată este de fapt o împlinire a mea, adusă până la zi, la acești 80 de ani, un fel de divanul sau gâlceava înțeleptului cu lumea și județul trupului cu sufletul, cum spunea Cantemir, cam la vârsta de 28 de ani, în cartea către Ieremia Cacavelas. Și de aceea, câți au citit, au rămas toți surprinși, am dus în America să citește nopțile cartea, am dus numai 10, să citești, soțul citește până adorme și pe urmă soția ia mai departe, că am dus 10-20 de lucrări și am bucuria asta împlinirii. Importanța scrierilor sale este susținută prin dedicarea către acest gen de creație. Autorul spune că lucrările sale se grupează în trei părți, respectiv partea științifică, unde sunt cuprinse lucrări de cercetare, pagini de istorie, arta și cultura, dar și o parte de estetică. Toate acumulările sale, de acolo din părțile natale și de aici, din această frumoasă urbe de pe Mureș, din Târgu Mureș, a explodat aceste cronici frumoase ale târgumureșenilor scrise în decursul timpului și nu numai, ci și după evenimentele din 89 și care și le-a pus în valoare. Este o zestre deosebită despre care viitorii, cei care vor veni, viitoarele generații, va trebui să țină cont.
Andrei Andușa este un om împlinit prin munca pe care a depus-o de-a lungul anilor. A îndrumat generații mai tinere, a obținut rezultate deosebite în activitățile întreprinse și a reușit să ofere și iubitorilor de lectură o parte din viața și trăirile sale. De asemenea, în cadrul evenimentului au fost prezentate și o parte din lucrările de artă ale dascălului mureșan. Sfârșitul săptămânii trecute a fost dedicat sărbătorii tradiționale a iubirii, Dragobete, astfel că municipalitatea a organizat o petrecere pentru toți târgumureșenii care iubesc românește. După ce în data de 24 februarie târgumureșenii care au frecventat cinematograful Arta și patinoarul din oraș au fost surprinși de gesturile simbolice oferite de municipalitate, iubirea a fost sărbătorită și la sfârșitul săptămânii trecute, când sute de baloane și ciocolată în formă de inimă au făcut parte din decorul magic al petrecerii. Cred că o să fie foarte fain, ca în toate weekendurile, îs petreceri foarte faine, ca în fiecare weekend. Evenimentul fiind găzduit de un cunoscut club din oraș, doamnelor și domnișoarelor le-a fost asigurată intrarea gratuit. Muzica de calitate și atmosfera de petrecere i-au determinat pe cei prezenți să se distreze până târziu în noapte. Dosarul fostului primar din Miercura Ciuc va fi judecat la Tribunalul Mureș și Comuna Sân George de Mureș a primit titlul de sat cultural al României. Toate acestea, dar și alte informații în știrile pe scurt. Dosarul fostului primar din Miercurea Ciuc, Radu-i Robert Calman, și a viceprimarului Săchea Domocoș, trimiși în judecată pentru abuz în serviciu, va fi judecat de Tribunalul Mureș. Fostul primar din Miercurea Ciuc, Radu-i Robert Calman, și viceprimarul Săchea Domocoș au fost trimiși în judecată de procurorii DNA în luna iunie 2015. Potrivit rechizitoriului DNA, Radu-i Robert Calman este acuzat de abuz în serviciu. Dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit și conflict de interese, iar Săchea Domocoș este judecat pentru abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit și instigare la infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale. Comuna Sân George de Mureș a primit titlul de sat cultural al României și a obținut onorabilul loc al doilea în finala organizată la București. Vineri, localitățile finaliste au trebuit să convingă juriul că merită titulatura de sat cultural al României și a trebuit să prezinte activitățile culturale desfășurate în localitate, precum și cele pe care le vor desfășura în anul 2016. Juriul a ținut cont și de calitatea, numărul și diversitatea evenimentelor culturale organizate, precum și de importanța și impactul acestora. Primarul comunei Sân George de Mureș, Șofal Visabolci, a susținut o prezentare însoțită de 100 de fotografii și înregistrări video de la diferite evenimente, juriul fiind impresionat inclusiv de modul de prezentare plin de suflet al edilului. În urma distincției de sat cultural al României acordată vineri, Sân George de Mureș va intra în catalogul cultural național, iar pe data de 20 mai este invitat din nou la București, la Muzeul Satului Român Dimitrie Gusti. Președintele Tribunalului Mureș, judecătorul Ioana Lucaci, a declarat într-o conferință de presă susținută la finalul ședinței de bilanț pe 2015 a instanței că judecătorii au avut de instrumentat anul trecut cu aproape 4.000 de dosare mai puțin decât în 2014 și că acest lucru înseamnă de fapt o revenire la activitatea normală. Ioana Lucaci a spus că activitatea din 2015 este de fapt o revenire la un volum normal de muncă după o perioadă de supraîncărcare a instanței cu dosarele privind taxa de primă matriculare și litigiile de muncă generate de tăierile salariale din 2010. Este adevărat că statistic dosarele sunt mai puține în comparație cu anii anteriori, dar practic ele reflectă o realitate socială. Cel mai mare număr de dosare l-am avut în 2012 și a crescut până atunci, începând cu 2010-2011. A fost perioada în care au fost acele multe cauze pe rolul secției de contencios administrativ și fiscal, taxe auto, au fost acele cauze în litigii de muncă și asigurări sociale determinate de modificările legislative de tăieri de salarii. Vecinătatea femeilor din Sighișoara a sărbătorit sâmbătă Rihtogul, adică ziua rânduielii. Odată la 3 ani, femeile acestei vecinătăți se îmbracă în straie populare, refac ritualul unei nunți, unde mirele este tot o femeie deghizată, iar mai apoi petrec alături de bărbați la Rihtogul Mare.
Fă bine ca să-ți fie bine. Aceasta este deviza vecinătăților săsești din Transilvania, unde oamenii știau că se pot baza pe ajutorul reciproc între vecini. La Sighișoara, în cartierul Viilor, de mai bine de 150 de ani, există o vecinătate doar a femeilor. La sfârșitul săptămânii, aceste femei s-au întâlnit la una dintre doamne acasă și de acolo au pornit cu alai de nuntă după mire și apoi, desigur, după mireasă. După ce s-au adunat și mirii și nuntașii, au pornit în așa numitul alai muieresc. Pe drum însă s-au mai oprit și la o tradițională horă românească. Odată parcurse toate obiceiurile de nuntă specifice zonei de pe Târnave, femeile s-au retras la un restaurant unde alături de bărbați au petrecut până în zori. Sub egida Iubirea Punte între generații, Muzeul Etnografic Anton Badea din Reghin, în colaborare cu Primăria Municipiului Reghin, Asociația Inovație în Educație Eureka și Liceul Tehnologic Lucian Blaga, a găzduit un eveniment dedicat iubirii. Activitatea s-a desfășurat sub forma unei șezători, cu discuții ce au avut ca principal subiect iubirea de ieri și de azi, iubirea de la o generație la alta. În cadrul evenimentului au avut loc numeroase momente frumoase ce au avut ca scop descoperirea tradițiilor cu privire la modul în care bunicii noștri iubeau, dar și uneltele care făceau parte integrantă din viața arhaică acestora. Am organizat o șezătoare în care am organizat vreo două concursuri, unul de în care am încercat să cuprindem câteva faze de lucru din activitățile tradiționale. Am încercat să-i familiarizăm pe elevi cu uneltele de șezătoare, cu vârtelnița, cu caierul cu furcile de tors, cu sucala cu suveica. Șezătoarea a fost creată cu prilejul zilei dedicate iubirii, constituind un moment de întâlnire între generații, în care tinerii au avut parte și de un concurs în care au dovedit cât de bine se împacă cu obiceiurile străvechi. Am gândit-o sub forma unei întâlniri, a unui dialog între generații, în care am dorit să abordăm mai multe teme, dar ceea ce pe ce ne-am axat este, de fapt, ceea ce este mereu actual și ceea ce este etern și neschimbat, cum este iubirea. Și de această dată Primăria Municipiului Reghin a fost alături și a sprijinit evenimentul care a avut ca scop păstrarea și perpetuarea tradiției poporului român. Am fost emoționată până la lacrimi pentru că am crezut că facem un eveniment succint pentru a-i bine dispune, dar s-au întrecut pe ei și au făcut o adevărată artă din evenimentele noastre tradiționale și faptul că îmbină tradiția cu dansul modern, cu lucrurile moderne, cu mărțișoarele, cu tot ceea ce se poate întâmpla de către tineri este un lucru esențial pentru că putem muri liniștiți că și tinerii noștri vor transmite mai departe tradiția, istoria noastră și ceea ce ne reprezintă pe noi și fac să nu ne pierdem identitatea și este un lucru minunat. Activitățile tradițional-culturale din cadrul Muzeului Etnografic Anton Badea din Reghin nu se opresc aici, organizatorii pregătind pentru iubitorii de tradiție și frumos un atelier de mărțișor. La cea de-a cincea ediție a Balului Vânătorilor și Pescarilor de pe Valea Gurghiului au luat parte un număr impresionant de pasionați ai acestor sporturi. De această dată, aceștia au lăsat acasă undița de pescuit și arma de vânătoare, luându-și la braț soțiile cochet aranjate pentru a participa la mult așteptatul eveniment, care reunește cele mai frumoase povești vânătorești și pescărești. De pe mesele invitaților nu au lipsit tradiționalele bucate vânătorești care sunt deja cunoscute de către vânători și soțiile acestora. Însă cei care nu fac parte din această lume s-au bucurat din plin de gustul deosebit al preparatelor. Organizatorii nu au impresionat doar prin preparate, ci și prin expoziția trofeelor inedite. Sunt o valoare pentru vânătorii care le-au împușcat, o valoare inestimabilă. Deci fiecare vânător când împușcă un trofeu, că e mai mare, că e mai mic, e trofeul lui și la ăsta cred că ține foarte mult, indiferent ce s-ar întâmpla. Trofeele expuse fac parte din colecțiile personale ale vânătorilor care dovedesc vrednicia acestora. Cu ce ați întâmpinat anul acesta invitații la Balul Vânătorilor? I-am întâmpinat în primul rând cu voie bună, cu
dragoste și mai ales cu intenția de a fi mult timp lângă noi. Să fim împreună înseamnă mult, să ne înțelegem între noi vânătorii înseamnă mult și îndeosebi vânătorii între ei se înțeleg și sunt o categorie aparte a societății. Ca de fiecare dată, poveștile vânătorești și pescărești fac deliciul balului. Este o ispravă cu care pot să mă lau și care nu o să se mai întâmple în viața mea de vânător. Am avut norocul să se coboare la un moment dat toată ciurda de mistreți exact peste mine și cu patru gloanțe am doborât patru mistreți. Am martori. Deci nu este o simplă poveste. Nu este o simplă poveste, nu este minciună, am martori. A fost un eveniment care cu siguranță nu o să mi se mai întâmple niciodată. Acest bal a marcat sfârșitul unui sezon de vânătoare și pescuit, precum și un prilej de socializare și nelipsita tombolă cu premii pe măsură. Cea de-a noua ediție a Târgului de Nunți, organizat la restaurantul Casa Blanca, s-a bucurat de un nou succes în care viitorii miri au primit sprijin din partea specialiștilor în materie de foto-video, cocktail bar, rochii de mireasă, verighete, invitații, muzică, decor și nelipsitul tort. Pe an ce trece, parcă tot mai multă lume vine. Aștepta lumea cea de-a noua ediție a Târgului de Nunți, eu zic că a avut un succes. Din punct de vedere al clienților, aceștia au fost mulțumiți de serviciile pe care le-au găsit? Absolut da, absolut da. Noi am încercat să adunăm cât mai mulți expozanți sub un acoperiș și să oferim cam tot ce înseamnă servicii, ca în fiecare an de fapt. 22 de specialiști în materie de nunți au atras pe miri nu doar prin sfaturi utile, ci și prin discounturi pe măsură. Știți ce anume ați vrea să aveți la nunta dumneavoastră? Deocamdată, ce să zic, ne uităm și ar ne uităm, încă nu. Dacă unele perechi încă nu erau decise ce anume caută pentru nunta lor, alți miri, în schimb, au știut exact cum vor să arate ziua unică, având deja pregătit meniul pentru băutură, decorul potrivit, mărturiile, tortul și rochia mult visată. Aici punem punct jurnalului. Dacă aveți informații ce pot face subiectul unei știri, le așteptăm pe adresa de e-mail știrea@ctv.ro sau pe pagina de Facebook Televiziunea ctv. Tot aici puteți revedea oricând jurnalele noastre. Vă mulțumesc pentru atenție, o seară plăcută, la revedere!